Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un episod de GTA. GTA. Episodul from Liberty City sau Lost and Name. Înainte să începem, ca de obicei, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați, apăsați butonul de like dacă susțineți serea și vreți cât de multe episoade de GTA. Ok. Suntem în drumul nostru către găsim motocicleta. Ăsta din spatele meu care i-a mutat cum îi cheamă. Deci cred că o să fie ceva bătaie. Că am înțeles că au furat omul sau ceva ce. Așa că hai să vedem, poate episodul ăsta e mai mult acțiune. Wow! Let's get your fucking bike. Bă, l-a căzut, bă, zice. Oh! Nu mai știu. Ok. Bam! Nu mai știu. Avea auto aim în jocul ăsta? Parcă nu. Ăla fuge. Nu am ăla jos. Bă, și folosește un shotgun, frate. Uite-l pe ăsta, ce să ai, băi? Ăla era al nostru, nu? Sunt car mai multe? Bă, e frumos așa să tragi în ai noștri. Fuck! A, ăștia trag și când sunt pe jos, nu? Mă, băi! Ok. A, aveam și pistol, mă, what the fuck? Băi, nu pleacă fără mine, sau? Aaa, ăla e, aha. Bă, mă așteptam ca eu să fiu șeful grupei. Pare că ăla e, cred. A lost motorcycle club badge will appear behind Billy when crashing in. Stai, a lost motorcycle club badge will appear behind Billy when crashing in a gang. Ce? Hei, deci trebuie să stăm în grupă. Mă, nu știu exact cum dar să mă așez, dar... Mă rog, să-mi pornesc și asta. Ca jmecheri. Nu înțeleg care e faza cu semnul ăla, să-mi explice și mie cineva. Trebuie să stau în spatele lui când apare semnul? Sau ce, că nu înțeleg. Deci dacă... Ah, dar dacă stau în semnul ăsta... Că dacă stau pe semn, mi-a crește viața și se repară motocicletele ăsta. Jmecher. Deci acum ne ducem la casa lui ăsta, cred. Te dai seama să vezi așa pe stradă, cu 6-7 motocicleti de ăștia. Bă, când conduceam eu, ăștia intrau în toți pereții. Acum noi. Nu pot să ajung măcar până acolo. Prins viteză, bă, ăștia. Jason! Sunt curios dacă o să apar și Nico. Nico Bellic. În o misiune sau cea. Nico Bellic e caracterul principal, adică caracterul care joci în GTA 4. Să stăm în grupă. X. Wow! Bă, bă, tânjet! Ok, Bill, got your bike. Take what you gotta take, drink what you gotta drink, fuck what you gotta fuck. I don't care. Kill who you gotta kill, but get it out of your system. And when you do, give me a call and we'll get back to business. You're not my PO, brother. Remember who the head of this chapter is. I do, man. Trust me. Tell me. Do you still have Ashley's phone number? Why don't you give her a call for me?
Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up, and that I would really like, we, meaning all of us, would love some pole. This is a lost clubhouse, okay. Domnișoare. Asta e gaura de care vorbea. Este, de ce e pe asta în cușcă? Sarul bărbații de astea. You can arm wrestler with your brothers. Mamă, asta e cel mai șmecher. Face scan în el. Vreau, hai. O, bani. Tire luck in a high low card game. Ah. Probabil asta e ce în clubhouse-ul nostru, cred. And pay your respect to fallen camera. Sleeping on the bed will have the game in 6 hours. Johnny, you are one crazy motherfucker. Bun. Bun. Nu știu ce ai. The details display above the radar show how fight hard. Bă, n-am apucat să citesc tot. Interesant asta. Place. Deci, ca să înțelegeți și voi, de cine nu pot să apăs. Chestia aia. Și dacă... O, eu te uci telefon. Și dacă îl sun pe Johnny... Ia și dacă îl sun pe asta. Ce grijă ani evrei, băi, uite că stau aici vreo la telefon. Come on, Ash, give it up. You seriously got time to dream in between your 3-day ice binges? What's up, Johnny? Poși cu fundul la el. How you like having Billy back? I like it fine. Look, I gotta go. Take care of yourself. Hai să începem misiunea. How you doing? Angels in America. Little dorky gas station attendant boy goes, "Hey man, are you all right?" And I go, "Yeah, dude, how's my bike?" Hey. Acum vine bossul și strigă pe trecere. Ia da-și cu piciorul. Gen, ce-am jat fă? Real nice. Oh, fuck you, Johnny! You don't judge me! Whoa! Calm down, man! Have another drink or something, but calm the fuck down. Hey, watch your mouth! Faggot! Tell him! Yeah? Really? Whoa, guys, Billy, Johnny! We got a couple of fucking deadbeats outside! What fucking deadbeats? What the hell are they doing here? What the fuck do they want? I'm out of rehab 3 minutes and they think they can crash my party? Come on! Yeah, come on! Yeah, let's go! Gentlemen! Why the long faces? Might I tempt you in a swift libation, my most trusted and honored guest? I thought we had a truce going on. Did you? Funny thing, I wasn't aware, but let me tell you, it's a strange kind of truce that makes you think that it's okay to gatecrash my party, deadbeat motherfucker. I'm sorry. You enjoy your little party. I take it the good times are over. No problem, old man. Oh. What the? Screw you, you deadbeat prick. Yeah, you can come to my party and gatecrash? Come on! Yeah, come on! Moron.
Moron. Ia a dat un grunt frumos. Bun. Mă. Cine a intrat cu shotgun-ul, bă? Chase, ha. Pau, pau, pau. Ce Chase? Sunt sigur dacă trebuie să eu mor să surmă. Sorry about that. Ce scuze, sorry about that. Middle finger-ul. Ce vreau să zic? That's bad crash. Pare grijă, droid. Uhu. Mă, nu vorbește urât. Hai, bă, te-am jet. Vreau să-i omor pe toți. What? Ok. Johnny, man, you let those deadbeats tell their buddies the war's on? No, I stopped them. We don't need more brothers dying over this. Sensible Johnny K. Come meet us over on Grummer Road, brother. Avem unele misiuni în GTA în care am zis Chase. Și dacă eu omorai, pierde misiunea. De-aia nu știam dacă trebuie să omor sau nu. Că dacă trebuie să omor, zice kill, știi? Și scrie și Chase și kill. Ce-mi place e că e sistemul ăsta de gang. Adică ai niște membri cu tine, cum sunt ăștia, și cu fiecare misiune care o faci primesc experiență, practic, și devin din ce în ce mai bun. Dacă unul din ei moare, e înlocuit cu altul. Grupa asta noastră e mare, numai că nu vin toți la misiune. E interesantă ideea, îmi place. Hai să vedem. Care ești. Ce am urmărit pe fraieri. Ăla nu știu unde s-au dus. Și trebuie să ne ducem la Johnny. Johnny Bravo. Și ne-am crescut polițistul ca pe geam. De era asta în față. Mă, ce am jucat așa până acum pare interesant jocul. Chiar mi-era dor să joc GTA. Numai că nu prea aveam ce. Dar nu eram nebun să încep o serie de GTA San Andreas. Prea ciudat să joc. Și că ar dura multe episoade. Dar e prea vechi, nu. E prea așa are farme. Plus că l-am mai terminat de vreo 2-3 ori cu ce te-au, San Andreas. Hai să ne ieși unei câte de parte e chestia. A, problemă lipsă. Expensive vodka and fuck her under the pier. Ooh, young love in the modern world. Yeah, that's beautiful. Well, these deadbeats won't be screwing around with us anymore. Let the good times roll. Mm-hmm. Deci poți juca și multiplayer. Okay. Cum își cine stă telefonul, mână? Hai bă, gata. O mai interesează. Saving content. În sfârșit, un joc care salvează și el singur și dacă îmi dă crash, nu mi se duce tot gameplay-ul. Tot progresul, de fapt. Hai să vedem. Oi de capul meu. Bă, am nevoie de un taxi, frate. Să vedem dacă mai știu să mă urc în taxiuri. Bă, ce faci, o dai peste... Deci, bă, el fluieri. Stai. Aha. Hold. Ah, da. Și dăm... Ok. Că unor îl dădeam jos pe taximetrist. Ia zi, boss. Hai să ne ducem. You got it. Ca să nu pierdem timpul degeaba. Here we are, man. End of the line. End of the line. Toarea misiune. They was mad. But see, there was only two of them. Yeah, were mad, they were. Not was, you should know that. No, you'd have been okay because you Because are... I am a lawyer. Yes, and during the week you cover up those nice gnarly tattoos with a gray flannel suit and make a nice steady income. Oh, man.
Tom Stubbs would love hanging out with you boys. Mm. He may be a politician. He may be a politician, but he ain't no square. Smoke, Dave? Oh, hell yes! Какая ваза! I put some mescaline in with the weed, Dave. So I'd be very careful if I were you. Vai, frate, ce față are la când râde. Oh, yeah, I fucking love you, man. Oh, Jonathan, look at this guy. This is Dave, Dave Grossman. By day, top lawyer at Shysters. By night, a knight of the road battling the very corporate forces he represents. Hey, Dave, are you a bisexual? Very funny. I didn't think so. I guessed you just like cock. Jonathan, bong hit? Nah. Dave, forgive me, man. Would you fuck off for a second? I gotta talk to Billy. Please. Dave. Up, Dave. Thank you. You look serious. What's next, man? Documentary team in here? You gonna write your autobiography or something? He's cool. He's a lawyer. He can help us with shit. He looks like an asshole. Right now, I think he's tripping his face off. Whatever. Look. Dude, you and me. Shit seems kind of tense lately, doesn't it? It's kind of lame. Have I offended you in some way? No. Then what do you say we put all this shit behind us and have some fun? Because life is pain, brother, and through this life, through this brotherhood, we can give the pain the finger. Yeah, pain. Yeah, you're right. Fuck. Yeah. Are you fucking kidding me? What? Where? All right, all of you, let's go! Let's go! Our boys are getting jumped! Fucking ass, boys! Ok. Sper că avem și un avocat în echipa noastră. Go with Billy. Billy îl cheamă, mă. Deci cum îl cheamă tu? Prin muzica nu vrem copyright-ul YouTube-ului, chiar dacă mi-ar putea da deja copyright. Deci ne aveți idee cât de jigoși sunt ăștia. De la YouTube. O secundă, ajunge gata. Ți-a dat o problemă. Adică aveam 2 secunde sau 3. Deci practic cum am schimbat post și am început melodia, am primit strike. Bine că nu m-a afectat în niciun fel. Dar zic doar așa. Stau acilea. Ca bărăți. Deci asta e Bill. Bill. Cât suntem noi? Ah, stai că pot să dau tabă. Deci știi că Bill e cel mai șmecher dintre noi, care bara aia plin. Și Hank e cel mai slăban. Cred că asta arată cât de bun sunt ei contract cu armă. Ceva nu pot să-mi explic. Sunt destul de șmecheri băieți. Aici le zici. Eu îmi pune stau în spatele lui, e șeful aici. El e boss-ul. Ce mă s-a urat? Ok. Trebuie să am grijă aici. Wow! Că aveam eu o problemă în GTA cu trasul. Bă, am și eu așa, bă, dă-mi asta. Bă, dă-mă în GTA. Stai așa că mi-am pierdut calității. Bă, ce? Atinge. Știu că avem eu o problemă în GTA cu trasul. Ăsta n-are stres. Trebuie să mă acomodez din nou. O de ăsta, BAM!
Mă rog, cu săgetuța aia altfel. E cam întuneric. Mamă, cum mi-a tras-o ăla. Care e mă ăsta? Vai cum s-a zis ăla. Am nevoie, veniți bă încoace. Oh, uite acolo. Supply. Problema e cu arma asta nu trage la distanță. Prea mare. Băi, ce facem asta? Stai cu mine. Să dureze ceva. Ce n-ai? Okay. Să mă orientez după minimapă. Acolo. Bun. Trebuie să văd săgetuța aia. Măi bine acilea. Ui, cine bă? Ce umbra aia? Au venit ăștia cu avioane peste noi? Hai mă. Ia uite, bă, nu mă lasă să mă întorc. A, uite-l mă pe ăsta aici. A, bă, dacă cade iar. Woohoo! Mi-a luat foc capul sau mi s-a părut mie? Să ne ascundem acilea. Kiss my ass. Stai că nu-mi dau seama unde e aici. Mai avem unul. Bă, e destul de greu să trebuie să mă acomodez, nu știu. Și mie nu prea îmi face mie plăcere să folosesc shotgun-ul. Știți că eu foloseam... un minigun, ceva, un șmecherie, un SMG. Trăgeam. Un rifle. Get on your bike. Să dăm cu fuga. Mai știu eu care-i bike-ul meu. The van bike. Eu o fur pe altă. Asta era? Nu știu. Cred că da, nu asta. Și dacă o luam pe altă, ce se întâmplă? But with Billy. A avut și noapte. Bă, îmi pare bine că... Mamă! Ce-a trecut tot. Îmi pare bine că... merge ca lumea. Că aveam ceva probleme cu GTA-ul. V-am mai zis. La grafică și la lag. Cred că dacă foloseam fraps-ul acum, sigur îmi lăguia. Oh, a murit doi. Băi, băi, joc de mine. Holy fuck, sunt aici. Dar ne ocupăm de ei în episodul viitor. Sper că v-a plăcut acest episod. Mulțumesc pentru că ați acordat și ne vedem data viitoare.